Salutare, m-am și am găsit un nou episod din Forza Horizon 4 și am băgat update-ul din 30 iulie. Și am băgat așa, Assault the Control Room, care îți va permite să jucăm așa din Halo. Noi deja o avem, am făcut un video cu ea. Și al doilea, Showcase Remix, Super Fast vs. Super Sonic. Să puteți câștiga un Ferrari 812 Super Fast din 2017. Am și mașina asta. Ce nu am și vom face astăzi este LEGO Speed Champions Barnfind. Și... na, hai să vedem și aici. Deci la Festival Place puteți câștiga un card discret sau Muzzler. Da, Muzzler ăsta e tocmai după ce trec, după ce trece tot sezonul. Și puteți câștiga un Jeep Grand Cherokee 2014. L-am deja. Așa, la Forza Atomic Challenge aveți aceste două mașinuțe. Foarte, mi se par foarte scumpe. Asta știu că e legendară și înțeleg de ce e scumpă. Asta nu înțeleg de ce e legendară, că e doar rară. Așa. Și aici la mașini, aici câștigați haine, Quick Chat, mașina Flame of Fury, puteți să o câștigați, o am deja. Quick chat, neinteresant și da, cam ăsta este evenimentul. Să vă arăt așa rapid la Ferrari. De fapt, nu. Nu mașina la Ferrari, la categoria Ferrari. Ăsta e Ferrari 812 Superfast. Am făcut un video, mașină genială. Accelerație foarte bună, control echilibrat, frâne bune și virează, dar e all-wheel drive și trebuie să nu accelerez când virez, să zic așa, decât foarte puțin. Și va vira cum trebuie, vezi și voi care speed 9-9, handling 8-9 și restul 10-10, braking-ul 9-4. Braking-ul chiar nu mi se pare că e atât de rău. Așa, și cică, trebuie să mergem pe harta de LEGO. Și pentru o hartă de LEGO, să ne luăm și o mașină de LEGO. Unica... așa. Da. Vom lua Ferrari-ul. Nu sunt fan, dar... cum arată? Așa, hai să ieșim de aici. Așa, și să mergem la LEGO Speed Champions Travel. Da. Bun, sunt, am văzut o poză că ar fi băgat un Porsche. Că Porsche 911 are undeva la peste 5 deviații sau chiar mai mult de caroserie cu tuning, motor diferit și așa mai parte. Care Forest, Fort, 2S, 2R și așa mai departe. Și la un moment dat nici n-am mai ținut cont care-i care. Îți dai, ca producătorul, ăsta e motorul. Așa. Văzut că la aici am 8 mesaje, hai să mai curățăm din ele. Gifts bani. Și că avem și un super wheel spin sau două. Da. Hai să vedem ce câștigăm. Primul wheel spin. M-am umplut de bani și o mașină de care o aveam deja. Mai departe. Ce că cum faci bani? Faci câteva super wheel spin-uri astea și ești gata. Deoarece și pentru că fiindcă încă nu mi-apare. Asta e drift? Da, e drift. Îmi trebuie ceva albastru. Cum ar veni ăsta? Trebuie să fac o cursă, să pierd puțin timp pe hartă ca să mi-apară Barnfinder, din ce știu eu, și apare. O să vedem solo ăsta. Că poți să joci cu alte mașini. Și uite că se vede plasticul ăla acolo în față. Zici că e printat, zici că l-au lipit cu scotch și vrea să imite sticla. E ciudat că nu se văd frânele alea pe disc. Mi se pare foarte ciudat. Dar se comportă ca o mașină. Adică, uitați-vă și voi, ei joacă cu mașini normale și am venit cu mașină pe harta asta. Nu contează. Talpă. Avantajul e că cred că Ferrari-ul ăsta e mai ușor decât
e mai ușoară și din motivul ăsta putem accelera puțin mai agresiv. La mașina asta, singura chestie care mă deranjează este sunetul ăla de plastic. Ușor. Haide. Vreau un pic cu peretele. Tot e mai greu cu virajul la 200 la oră, aproximativ. Uite, am greșit-o. Da, nu contează. E sprint, nu este un circuit. Deci ați văzut că am părăsit traseul și ne băgă pe stradă. Ciudată, mi se pare harta asta față de cealaltă că... Jumate din copaci sunt normal, jumate sunt de... Mulțumesc! Am căutat să fac asta, dar ăsta era planul. Uite, în față vedeți, sunt copaci de aia după harta cealaltă și aici în apropiere sunt copaci de ăștia de Lego. De ce nu i-a făcut pe toți la fel, frate? A fost lene sau care-i faza? Se pare greu de accepta chestia asta, știi? Ideea în care... Mai la versiunea ultimă și dai bani pe așa ceva. Zici că e ceva nefinisat, zici că nu l-a terminat, știi? Bă, n-am făcut cursa. Edi. Da, mulțumesc, așa. Vrem punctele. Aici mai am de la McLaren Sedan, dar n-am jucat suficient de mult cât să... Da, mersi. Baci. Bun. Acum mi-am dat seama de ceva, nu rută. Jurassic Graveyard. Are ce? A făcut aria ce? A făcut aria? Lol. Poți să dau teleport aici, da. Vrei să vedem, vizităm aria 51. În Forza, oameni buni. De ce? Deci de ce a făcut așa ceva? Facem o poză cu OZN-ul. Cred că merg în direcția greșită, da. Ca greu să virez cu topă, e? Ia să vă... Deci trebuie să merg... Să merg... nu acolo. Trebuie să țin ușor dreapta și înainte. Ok. Poc! Cum sună aici că se rupe mașina. Direcția asta, parem. Că tot e la modă zvonurile cu aria 51. Și ușor stânga. Ce fac mai acolo? Ăla era planul. Ce-i cu petrecerea asta aici? Lol, frate. Deci ce se întâmplă aici, vreau să știu. Deci toată lumea petrece. În mijlocul deșertului, frate. Care-i logica? Ok, să fie ca voi. Bă, mi-arată că aici ar fi. Dar nu-l văd. Ce sunt chestiile astea? Bonus cubes. Deci că e o zonă de drift, vedeți? Da. Hai, am găsit. Am găsit un OZN de Lego. Hai. Facem o poză cu OZN-ul.
Stai așa. Să fie o zenă în prim plan. Cam așa. Îmi place unghiul, dar... Na. Nu se vede și bucățica de plastic de acolo. Îi dăm un save, rapid. Da, deci X are 51. Bun, ce vreau să zic. Faza cu Barnfight, ca de asta am uitat asta, să văd și eu mașinuța. A, faza că nu se dă pe loc. Nu contează. Am cumpărat harta aia, care ți-a dat tot ce e pe hartă, știi? Și... Uite, reveal treasure map, vezi? Și dai reveal. Și îți deblochează tot. Și... În teorie... Ar trebui să găsim Barnfind-ul. Faza că nu știu eu unde e pe hartă și trebuie să mă uit așa din ochi. Un pic, nu o să dureze mult. Așa... Deci aici trebuie să arate ca un garaj. Dar nu sunt sigur. Așa... Deci aici, lol, drag racing, pe bune. Ce-i asta? Căsuța asta aici? Păi bravo, m-ați băgat ăla și nu-l găsesc? Cum vine asta? S-a-mi scapă mie? Unde l-ar pune? Mă mir că nu m-a anunțat AI-ul, că bă, vezi că ai de vizitat. Ce că aeroport. Aici e în oraș. Nu înțeleg unde l-au pus. UFO crash site, influence board. Aici nu e. Nu știu ce caut asta aici, mă intrigă un pic. Stai. Dreptul mai exact, în dreapta aici. Boscheți. Da. Tipul asta. Am găsit din prima Barnfind-ul din greșeală. Trebuie să venim în față să lovim. Nu s-a deblocat aparent lor. Nu știu de ce nu merge. Că nu conta dacă îl descoper sau nu. Ăsta trebuia să meargă, știi? Da, și e fix aici. Și cine apare pe hartă? Nu e deblocat, cred că trebuie să mai avansezi ceva în poveste sau... Și nu poți să pui aici punctul pe hartă. Bun, să ții minte unde e. E pe aici. De obicei se deblochează și zice botul, vezi că ai de un Barnfind de găsit, du-te acolo, știi, sau du-te în zona aia. Aparent până nu vorbește robotul și decide, nu-mi dă. Nu știu care e faza exact, știu că e un Porsche din ce am văzut. Stai așa, deci... Hai să mergem până acasă, să zic așa frumos, aici. 4 km? Hai să conci până acolo. Prea ușor de cont mașina asta. Nu mai știu cu ce am făcut aici drifturi. Aveam puncte, nu știu câte puncte trebuie oricum. Nu asta vreau să fac, dar aici o să fie cu o mașină capabilă și o să rup multiplicatorul, să zic așa. Altă zonă de drift. Aici am 3 steluțe, deci n-ai rost să-l mai fac încă o dată. Așa că o să construiesc circuit.
patra. Și am ajuns. Dar numai în fața lor. Am avut impresia că am ajuns, nu știu de ce. Deci am făcut deja 409. You have arrived at your destination. In 200 meters, you will arrive at your destination. Să mergem aici, să vedem ce ne mai trebuie. Nu știu de ce nu mi-ar da voie să deschid barn find-ul care e faza. Bănesc că trebuie să mai avansez în carieră. Alt motiv nu văd. Upgrade Heroes. Nu, 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 asta, nu, asta vreau să văd. Action House. Garage. Aha. Și aici, la Auto Show, dacă dăm View All și mergem la Lego, de fapt la Speed Champions. Mi se pare că da, nu apare. Nu apare pentru că nu le poți cumpăra. E făcut intenționat. Nu poți cumpăra mașini decât să le câștigi, să zic așa. Ceea ce oarecum ciudat. Și avem House Extension ăsta. Și practic făcând misiuni și deblocând toată chestia asta, îmi va debloca și restul. Dar acum, de exemplu, face House și după aia îmi deblochează mașina, ce am înțeles. Da. Cam aiurea, nu? Hai să schimbăm mașina. Să facem challenge-ul ăla. Ce mașină enervantă și distractivă de drift am eu. Stai. Mai... Aha. Unde ăsta? Ăsta e tracțiunea spate. Ăsta l-am făcut de drift. Să facem misiunea aia și pe aia vom încheia. Bă, am găsit. Are 51. Forza. Confirmat. Unde era zona aia de drift? Am venit pe aici. Aici. Hei, nu asta. Hai să concep acolo, de fapt, că nu e mult și e harta mică, 3 km, dacă vreau. De pe 3. Șaptea. Ua! Opta. Și... A? Foarte greu să prinzi de aderență cu mașina asta. Să-i speed zone lor. Pare că ăsta deja l-am făcut, știi? Așa. Nu știu ce scor am făcut aici ultima oară. Știi. Asta contează. Și asta e zona în care trebuie să batem recordul. Dar zici că n-a pornit, vedeți și voi? Sau? A pornit, dar trebuie să mai arate mai întâi toate informațiile inutile. Invers. Nu. You have arrived at your destination. Alo, fix acum te. Da, ne-a tot stai puncte. Aha, bun, am făcut upgrade și la casă. Aha. Hai să ne întoarcem. Da, aș prefera să mă construiesc singur, dar nu. Îmi dai voie. Da, mă așteptam să se întâmple asta. Este sub pod ceva de colectat. Hai să mergem să luăm.
greu, greu cu aderența. Dați-vă și voi. Pe aici. Și... Cer să nu faci drift cu mașina asta, tot e complicat. Până la 7. Și mașina asta nu virează decât în drift, adică... Nu te cer să virezi cu 100 la oră maxim pe viraj. 7. Ia uite. Hai. You have arrived at your destination. Chata. Mamă, cât am frânat. Ah, am acționat puțin cam mult. You have arrived at your destination. Deci, E complicat cu mașința asta să ții chiar și dreaptă cu tapă. Hai să construim casa. Să vedem. Deci casa nouă. Ah, poate deblochează barn fight-ul. La cum arată. Deci asta era căsuța mea și acum ce face eu? Ah, credeam că o aruncă peste, lol. Avem garaj acum. Din spate. Ne-a deblocat challenge-uri noi și hype tour. Bă, măraș, hype tour. Hey, Michael. Da. Can you come and meet me? We have a little bit of a problem. Ce vrea asta? Deci nu poți dau click pe ăsta. Aha. Ok. Bine, asta vom face în episodul următor. Sper că v-a plăcut acest episod. Și... Ce poți zice? Ce părere aveți de update-ul ăsta și tot toate mașinile băgate? Că ați văzut că n-au băgat mare chestie. Un Porsche la Spice, la Barnfind. Și Ferrari 2017 Superfast, care chiar pot să recomand mașina, deci chiar e o mașină bună. Și după aia mai eram cu mașină, îmi scap acum, nu mai știu care era. Nu stai. Nu-mi zice. Deci aici nici nu pot să văd festivalul, vedeți? Adică nu-mi dă voie să văd playlist-ul ăla. O prostie. Da, ce părere aveți mașinuțele noi? De mașina introdusă și... cele două mașini introduse, de fapt. Mașina de Halo și Ferrari-ul. Sper că v-a plăcut acest video și până la următoare. La revedere. Pa, pa!